Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă a Alianței pentru Unirea Românilor Aur Neamț. Mulțumim presei că sunteți alături în această dimineață cu noi într-un număr semnificativ. Ieri, 14.02.2024, Aur a susținut conferința săptămânală de presă în parcarea de la intrarea Palatului Parlamentului. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că PSD ne-a aplicat o pedeapsă colectivă tuturor celor de la AUR. Nu avem voie să mai primim pe nimeni în Palatul Parlamentului ca invitați, nu mai avem voie să primim presă, nu mai avem voie să primim ONG-uri sau societatea civilă. De aceea, conferința am ales ca soluție să o facem și să nu ne oprim și am făcut-o în parcarea de la intrarea Parlamentului. Au fost invitați 150 de consilieri pe funcții de la partidele de guvernământ, oameni care s-au săturat de jocurile politice ale celor de la putere, PSD și PNL. Sunt oameni care au muncit în mandatele precedente, iar pentru că astăzi nebunia celor de la PSD și PNL ajunge să își distrugă propriile structuri de partid fără să mai țină cont de valorile acestor oameni, îi determină pe cei care i-au susținut în trecut să nu o mai facă în acest moment. De aceea suntem dispuși să lăsăm să vină alături de noi oameni de calitate, care își asumă valorile noastre și care sunt dispuși să lupte împotriva neregulilor și ilegalităților la care recurg cei de la guvernare. Iar când vorbesc de ilegalități, așa cum a fost și decizia de comasare a alegerilor, ea fiind una de încălcare a legii, prin faptul că nu poți modifica o lege în an electoral și nu cu mai puțin de un an până la primele alegeri. Știm că fac asta din disperare, dar indiferent de ce vor face, suntem pregătiți chiar și de ideea unei comasări, dacă este făcută, evident, în termen legal. Inclusiv cei 150 de aleși locali din partidele lor se opun comasării și ideii unii așa zis de deceniu de stabilitate Nicu Marcel. Aceștia nu vor să mai candideze pe listele PSD și PNL. Cei 150 de aleși locali din această săptămână sunt doar începutul. Vor urma mult mai mulți, vom strica majoritățile electorale din consiliile locale și județene, și blaturile baronilor locali. Coaliția PSD-PNL este dispusă să distrugă democrația din țară, să bage România în faliment, totul de frica AUR și a românilor care s-au trezit cu adevărat și care sunt pregătiți să măture cu ei pe jos la alegeri. Românii s-au alăturat celor de la AUR, nu mai fac niciun pas înapoi. Românii s-au trezit și își vor țara înapoi. Iar Nicu și Marcel nu îi mai pot opri. Tot ieri, Alianța pentru Unirea Românilor a făcut un protest la sediul Autorității Electorale Permanente cu privire la măsurile ilegale analizate în cadrul acestei instituții. Mult discutată comasare a alegerilor, lipsa de predictibilitate a întregului proces electoral, precum și numărul insuficient de secții de votare din diaspora, riscă să transforme anul electoral 2024 într-un fiasco. Este cazul ca AEP, ca garant principal al unei bune desfășurări a alegerilor, să-și ia în serios rolul și să pună capăt acestei debandade orchestrate de PSD și PNL. Pe lângă proiectul de comasare, PSD, în frunte cu Toni Greblă, mai urmăresc câteva lucruri periculoase pentru democrație. Printre acestea se numără și interzicerea la alegerile europarlamentare a votului în diaspora pentru cei care nu au reședință acolo. Sunt lucruri care ne-au fost semnalate de către românii din diaspora. La alegerile europarlamentare, ca și la cele prezidențiale, românii pot vota oriunde, iar votul nu poate fi îngrădit. Colegii noștri din Anglia și Italia au fost chemați la ambasade să primească instructajul pentru alegerii și asta li s-a spus că românii trebuie să aibă reședință în respectivul stat. De asemenea, modificarea pe repede înainte a legii și a regulamentului AIEP, chiar acum înainte de alegeri, tocmai pentru a-și pune oameni comozi pe funcții de conducere și pentru a pregăti o mare fraudă de vot și pentru a externaliza serviciile de IT din cadrul AIEP. Miza este mare și se lucrează de zor
sub conducerea domnului Grebler. Aur va testa într-o cursă internă a partidului care se va desfășura în perioada 16 februarie 16 iunie mai multe personalități în vederea stabilirii candidatului la alegerile prezidențiale. După această dată, atât mass media, cât și românii vor afla candidatul AUR pentru prezidențiale. Dacă aveți întrebări, vă rugăm. Cum vă pregătiți pentru alegerile locale, în cazul care vor fi cumulate? Aveți candidat la Piatra Neamț, la Roman? Avem, au trecut mai mulți candidați prin sistemul nostru de platforma de merit, sunt analizate, evident că ne pregătim. Ne puteți spune câteva nume pentru orașele principale din Neamț? Momentan nu. Vreți să fie o surpriză pentru dumneavoastră. Să știți că ei sunt văzuți pe stradă. Aleșii noștri locali sunt văzuți pe stradă, în toate comunele, în orașe. Mulțumim. Suntem pregătiți. Și vom fi cât mai pregătiți, cât mai bine pregătiți. Domnul Simeon rămâne în continuare candidat la prezidențiale? Domnul Simeon nici măcar nu a anunțat că va fi candidatul la prezidențiale. Niciodată nu a spus că va fi candidatul la prezidențiale. Asta e ceva de ce? Este așteptarea presei. Domnul Simeon va lua cea mai bună decizie pentru un real președinte care să facă lucrurile posibile ca România să fie pusă pe făgașul corect. Alte întrebări? Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Să aveți o zi plăcută!